Bună seara din nou, Cătălin Chiș. Bună seara, Mircea. Cătălin, tu ești acționar principal al companiei Life is Hard, companie IT cu sediul în Cluj, în Florești mai exact. Voi ați publicat recent rezultatele financiare la 6 luni și cifrele sunt spectaculoase, mai ales datorită faptului că ele vin de pe urma preluării fondului comercial a două societăți. Nu știu dacă incluse și date legate de Innobyte în acele raportări. Te rog să, dacă ne poți da mai multe amănunte. Cred că pot să vă dau mai multe amănunte. Am pregătit și o scurtă prezentare. O să trec prin ea cât se poate de scurt, să mă ajute să susțin cifrele. Aș prefera să trec repede prin prezentare, astfel încât să ajungem la întrebări și să răspund la întrebări cu toată deschiderea posibilă. Sigur, te rog. Ok, deci astăzi reprezint Life is Hard în calitate de membru al Consiliului de Administrație și am și un rol executiv. Am tras biletul câștigător pentru a prezenta cifrele și a veni astăzi în fața voastră să discutăm. Cifrele pe foarte scurt ale Life is Hard, care este prima companie listată, prima companie de soft listată pe Aero. Acum câțiva ani de zile am listat compania mai degrabă dintr-o perspectivă de evaluare a muncii pe care am executat-o până la momentul respectiv și dintr-o perspectivă de transparență față de partenerii noștri pe care îi aveam în momentul respectiv și își doreau foarte mult să afle cine mai este partener în Life is Hard. Motiv pentru care am listat compania, să vadă toată lumea cine sunt acționarii din Life is Hard și că nu avem vreun party pick cu vreun client sau vreun furnizor în mod special. Datorită faptului că am listat compania doar din aceste motive sau mai degrabă din motivele acestea, primii ani de zile pe care i-am petrecut listați la Aero, ar părea că am bătut pasul pe loc și că ne-am dezvoltat relativ puțin în comparație cu ceea ce așteptau unii dintre investitori și parteneri care au cumpărat acțiuni la Life is Hard. Adevărul este că chiar dacă am bătut cumva pasul pe loc în perioada aceasta, ne-am format niște mecanisme interne și niște înțelegeri pe care în viitor le vom accesa să ne ajute să creștem. La finalul anului 2019, începutul anului 2020, ne-am aplicat din ce în ce mai mult spre înțelegerea mecanismului de bursă și încet încet ne-am creionat planurile de strategie și de tactică de dezvoltare. Astfel încât în anul 2020 am început să muncim. Ce ne dorim să fim, cred că apare pe slide, ne dorim să fim o companie de tehnologie care oferă soluții atât pentru IMM-uri cât și pentru comunități. Dar dincolo de faptul că ne dorim să creștem și accelerat folosind mecanismele de bursă prin achiziții de companii cu competențe complementare, ne dorim foarte mult ca fundamentul pe care îl avem în Life is Hard în permanență să crească, astfel încât cifra de afaceri, profitabilitatea și competențele pe care le avem inside în Life is Hard să fie unele pe care ne putem baza și să constituie un levier pentru fiecare pas pe care îl facem. Domeniile de interes la care ne uităm în permanență sunt domenii din health, din insurance, partea de telco și partea de smart. Creșterea accelerată prin fuziuni și achiziții de companii cu competențe complementare este una extrem de delicată. Dincolo de cifrele pe care aceste companii le au și ne putem uita la ele cu ochi critici, astfel încât să putem să construim business în raport cu ele, ne uităm într-un mod
extrem de atent la cei care au fondat businessul și cei care îl conduc astăzi, astfel încât împreună să fim niște parteneri pe termen mediu și lung. Ne dorim ca acele companii în care intrăm ca și parteneri, la rândul lor să fie niște parteneri pentru Life is Hard. 2020 am început partea de parteneriate sau de achiziții. Astfel am intrat în parteneriat cu Performa Finance, cu Active Power Precom și am început să discutăm cu colegii de la Innobyte, cu partenerii de la Innobyte, unul dintre principalii jucători de e-commerce din România. Cum a arătat S1 la nivel de 2021? Voi prezenta prima dată o scurtă, am un slide pentru prezentarea generală a întregului grup de companii, pentru că ne uităm la fiecare companie ca și o divizie și ne uităm în același timp la business agregat. Comparativ cu 2020 la nivel de business versus 2021 S1, la nivel agregat avem o creștere frumoasă, aș zice eu, din perspectiva cifrei de afaceri, dar și a profitului, precum și valoarea companiei care versus 2021 la final prin raportul de valoare de la Darian a crescut semnificativ. Ne uităm tot cu ochi pozitivi la numărul de acționari care au crescut în anul 2021 versus anul 2020. Desigur, avem și părțile mai puțin plăcute, în sensul că businessul astăzi, cel puțin din perspectiva bursei, nu este unul foarte lichid, dar în perioada imediat următoare ne vom ocupa și de acest subiect. Dincolo de cifrele agregate, Life is Hard, prin preluarea fondului de comerț de la APS și Tricom, în raport cu S1 2020, raportăm o cifră de afaceri la fel în creștere foarte, foarte mare, cu un profit brut ușor mai mic decât la nivelul anului 2020 în aceeași perioadă. Motivația profitului mai mic la jumătatea anului derivă din unele lucruri pe care le-am făcut suplimentar fără să ținem cont de ele, neavând experiența și expertiza achizițiilor și fuziunilor, motiv pentru care costul fuziunii cu APS și cu Tricom a făcut ca profitul să fie diminuat versus cât am forecastat în prima jumătate a anului, dar suntem mai mult decât optimiști ca până la finalul anului 2021 să îndeplinim promisiunea făcută atât intern cât și extern Life is Hard-ului, astfel încât să depășim cifra de afaceri de 20 de milioane și un profit de 1,7 milioane. Cum arătat investițiile făcute în Performia Finance? Raportăm o creștere de afaceri pe aceeași perioadă, precum și a profitului pe care l-am înregistrat în Performia. Suplimentar, pregătim Performia Finance din perspectivă financiară contabilă către o zonă digitală. A oferit servicii digitale către IMM-urile din România. Și aici, ușor, profitul brut este sub ceea ce ne-am fi dorit noi, este peste ceea ce am promis investitorilor, dar este sub ceea ce ne-am dorit pentru că am demarat o investiție în digitalizarea Performia. Cum a arătat Innobyte în 2021 versus 2020? La fel se vede o creștere atât în cifra de afaceri cât și în profit, ceea ce ne arată că din perspectiva parteneriatului pe care îl avem cu colegii noștri din Innobyte și a faptului că ne uităm ca la partener, nu ca la o investiție sau o achiziție în business, arată că avem o creștere pe zona de Innobyte și aceasta semnificativă în raport cu anul precedent, ceea ce înseamnă un plus de valoare atât pentru
Innobyte, cât și pentru Life is Hard, cât și pentru acționare din, din Life is Hard. Am și o sumarizare foarte scurtă a principalelor evenimente din 2020 și 2021. Suplimentar față de aceste evenimente, am aprobat în Consiliul de Administrație și în AGA AGEA Life is Hard pentru prima dată dorința și intenția noastră de a atrage obligațiuni de 1,5 milioane folosind mecanismele bursei pentru a accelera ușor dezvoltarea Life is Hard. Care sunt ambițiile noastre la nivelul 2021 și acestea au fost cumva comunicate de-a lungul timpului. Am aprobat un plan de investiții pentru 2021 de 10 milioane de 2021-2022 de 10 milioane de euro. Ne propunem să atingem agregat la nivel de Life is Hard o cifră de afaceri de minim 30 de milioane de lei. Iar la nivel de 2021-2022, valoarea companiei ne propunem să fie de minim 100 de milioane de lei. Cumva pentru toate aceste ambiții avem planuri scrise pe care sunt în curs de execuție. Am încercat să fiu cât se poate de scurt, cred că ultimul slide e de mulțumit. Așteptând întrebările și încercând să vedem legătura pe aceste întrebări. Mulțumesc, Cătălin, pentru prezentare. Vreau să te întreb, pentru cei care ne urmăresc, care este diferența dintre cifrele agregate și cifrele din situațiile financiare simplificate? În situațiile simplificate, Life is Hard are o cifră de afaceri de aproximativ 10 milioane de lei și un profit brut de 450.000 de lei. Prin agregare am adus cifrele doar prin raportare și cifrele de afaceri, cifra de afaceri Performia, ratată la participarea noastră din Performia și cifrele din Innobyte, ca și cifra de afaceri. Nu se regăsesc și profitul Performia și Innobyte în profitul Life is Hard raportat. Am înțeles, pentru că în normal acest profit să se regăsească și în profitul Life is Hard, ar trebui să plătească acele profituri sub formă de dividende către Life is Hard. Urmează să încorporăm profiturile și cifrele Performia și Innobyte la finalul 2021, consolidat, și se vor regăsi în profiturile Life is Hard. La nivel de Q3 ne propunem să aducem profiturile din 2020, Performia și Innobyte, în profiturile Life is Hard, ceea ce va arăta o creștere semnificativă. Înțeleg că în condițiile acestea, eventuale distribuție de dividende sau de majorare de capital social prin acțiuni gratuite ar încorpora aceste rezultate din Performia și din Innobyte. Exact. Ok. Avem câteva întrebări venite din partea celor care ne urmăresc. Cum vedeți lichiditatea acțiunii și ce gândiți pentru a face pentru a îmbunătăți această lichiditate? Nu vedeam de unde să încep. Scurt. Pe de o parte, am aprobat în AGA AGEA de curând splitarea acțiunilor Life is Hard. Un prim pas este splitarea într-un pas de 0,5. Asta este un demers pentru ajutarea lichidității. Pe de altă parte, achizițiile pe care le avem în vedere și discuțiile pe care le avem cu partenerii noștri este că plata se va face o parte din plată se va face în acțiuni, iar acele acțiuni vor fi scoase spre vânzare, astfel încât colegii și partenerii noștri din Innobyte, în momentul în care vor intra în proprietatea acțiunilor pe care le vom emite datorită parteneriatului nostru, o parte din ele vor fi vândute. Un alt mecanism la care ne-am uitat și pe termen
oarecum mediu, mai degrabă decât scurt, este această emisiune de obligațiuni convertibile pe care peste 3 ani de zile, 3, nu știu exact cifra din cap, dar peste 3 ani, nu știu, cred că peste 14 trimestre pot să fie convertibile și să fie transformate în acțiuni care vor genera mai multă lichiditate. În principal, cam astea trei demersuri le avem în momentul de față în vedere pentru a crește lichiditatea. Deci, practic, vă gândiți să aveți un free flow suplimentar față de cel care este acum, în ideea de ca cei care doresc să cumpere să le fie mai ușor să intre în piață și să achiziționeze pachete de acțiuni. Exact. Pe cel mai scurt, ca și acționar majoritar în Life is Hard, intenția mea este să nu vând, de fapt, pe termen scurt și mediu, că nu e doar pe termen scurt. Așa, este să creștem valoarea companiei prin agregarea de competențe și de parteneri noi, astfel încât să creștem valoarea companiei. Ok. Altă întrebare. Cum veți realiza creșterea raportului între active curente, 6,2 milioane, și datorii curente, 14 milioane? Cineva ne spune că în viziunea sa, Life is Hard este foarte îndatorată. Mă rog, la raportul acesta nu e chiar o companie supra-îndatorată, dacă ne gândim la ce înseamnă indicatorii în sine. E oarecum un indicator pe termen scurt, acest fiind. Este doar pe termen scurt, iar din perspectiva creditelor și îndatoririlor față de terți, stăm foarte bine. În sensul că nu avem niciun credit luat la nivel de Life is Hard decât liniile de credit care sunt curente, business as usual, ne ajută în activitatea curentă. O să vedem un pic mai târziu în prezentarea rezultatelor financiare, am inclus și Life is Hard și o să vedeți acolo cam care este practic gradul de îndatorare a companiei și cum arată indicatorul lichidității curente. Care ar fi strategia companiei într-un posibil viitor scenariu de bear market? Bănuiesc că mai degrabă se referă la momentul sau un potențial moment în care IT-ul să nu mai fie atât de în prim plan, mai degrabă. Aici este o zonă frumoasă și o zonă mai puțin frumoasă. Am văzut-o susținută de-a lungul timpului de mulți speakeri. De foarte multe ori am auzit în discuții faptul că România, din perspectiva digitalizării, stă foarte prost în raportul DESI. Că am fi pe locul 26 din cei 28 de țări la care se face analiza. Din perspectiva mea, eu văd aici foarte multă oportunitate pentru companiile de IT. Deci în următorii ani de zile nu văd nicio amenințare pentru companiile de IT decât ele însele în discuție. Ok, să spunem că a evoluat un posibil scenariu în bear market în sensul tradițional al expresiei, respectiv o piață în scădere, da, care avem corecții. O companie nu are ce strategie să adopte neapărat. Strategia companiei este să facă bani, să genereze cifre de afaceri, să genereze profit, să genereze venituri. Faptul că cotațiile scad sau cresc nu influențează foarte tare în bunul mers al companiei. În primul, cred că în al doilea slide pe care l-am prezentat, am făcut mențiunea faptului că ne interesează să creștem prin achiziții. În momentul respectiv avem nevoie de un preț foarte bun la acțiune. Așa, dar în același timp suntem extrem de atenți la fundament. Fundamentul pentru noi înseamnă ca cifra de afaceri să fie în creștere de la an la an, profitabilitatea să fie în creștere de la an la an, astfel încât stabilitatea companiei să nu fie afectată absolut sau cât se poate de puțin. Cred că cumva răspundem la întrebarea aceasta. Ok. Aveți planuri pentru mărirea vizibilității companiei la nivel național? Suntem întrebați. Da, avem plan pentru mărirea vizibilității la nivel național. Cel mai probabil din 2022 vom încerca să fim mult mai activi și mai prezenți din perspectivă comunicare cu investitorii și cu piața.
Ok. Cât de mare este Innobyte în raport cu Life is Hard? Probabil se referă la cifre de afaceri, că altfel e greu să calculezi. Estimarea cifrei de afaceri Life is Hard în raport cu Innobyte este într-o paritate de, hai să zicem, 70-30%. Adică Ok. 70% Innobyte, astăzi 30% Innobyte, astăzi în raport cu Life is Hard. Deci În cifre. aproximativ de două ori mai mare. Da. Ce perspective are compania dacă ne uităm prin prisma creșterii numărului de cazuri COVID cu variantă Delta? Ar putea exista anumite pericole în desfășurarea activității? Din perspectiva businessului Life is Hard, văd doar oportunități, un paradox. Cum tot un paradox a fost și faptul că în perioada pandemică România a înregistrat creșteri în anumite sectoare semnificativ. Life is Hard, în momentul de față, are preponderent activitatea în servicii și spre zona de digitalizare, indiferent în ce zonă discutăm despre digitalizare. Discutăm în zona de IMM-uri, în zona de comunități publică sau în zona de e-commerce. Cumva toate zonele acestea, din perspectiva amenințării COVID, varianta Delta, pot să producă plusuri pentru activitatea noastră. Ok. Care va fi politica de dividende pe termen mediu a Life is Hard și cum ați încercat dumneavoastră să convingeți pe cineva să investească în acțiunile Life is Hard? Mi-e greu să-ți răspund la întrebarea cum va fi politica de dividende pe termen mediu, neștiind foarte exact ce înseamnă termen mediu din perspectiva celui care a pus întrebarea, dar pot spune că pe termen scurt, adică următorii 2 ani de zile, politica de dividende va fi prin alocarea de acțiuni gratuite pentru investitori, pentru acționarii Life is Hard. Pe termen mai lung vom vedea în momentul respectiv. Ne dorim alocarea de acțiuni pentru acționari din perspectiva faptului că, pe de o parte, ne dorim să crească lichiditatea, pe de altă parte, ne dorim să păstrăm cash-ul la dispoziția firmei pentru a putea să creștem într-un mod mai accelerat. Cum aș putea să conving un posibil investitor în Life is Hard? În primul rând, suntem onești. Indiferent că greșim sau nu greșim, una dintre valorile noastre este de dezvoltare continuă și învățăm în mod constant, atât din lucrurile bune, cât și din lucrurile mai puțin bune pe care le executăm. Și suntem asumați pe subiectul acesta. Din perspectivă tehnică, avem creionate tactici, să nu zic strategii, pentru că sună un pic cam sofisticat strategii, dar avem desenate tactici de creștere și de a aduce în platforma Life is Hard parteneri care să fie la fel ca și noi, onești, pe care să ne putem baza și să putem construi valoare pentru toată lumea. Când zic să construim valoare pentru toată lumea, mă refer la toți partenerii pe care avem ca și companie, stakeholder, dar și partenerii interni, angajați, management. Cătălin, știu că tu ești deschis întotdeauna către oportunități de M&A. Aveți un plan în perioada următoare să faceți și alte achiziții prin Life is Hard? De companii, bineînțeles. Da, avem și o declarație publică, deci nu e absolut nimic. Nu pot să vă zic cu cine discutăm sau în ce pas al discuțiilor suntem, dar suntem în discuții cu câteva companii pe care ni le dorim cât se poate de aproape de noi. Ok. Cât de profitabilă va fi activitatea din sectorul telecom, ne întreabă cineva. Din ce sector va fi următoarea achiziție? Innobyte va rămâne autonomă? Wow, sunt trei întrebări. Da, eu cred că sectorul telecom va fi profitabil, cum a fost
și de-a lungul timpului, chiar dacă marginile operatorilor și uneori chiar și marginile partenerilor operatorilor s-au erodat de-a lungul timpului. Unul dintre avantajele sectorului telecom este că este unul extrem de agil și flexibil. De la an la an, de la o perioadă la alta, a reușit să se inventeze sau reinventeze, astfel încât să-și păstreze puterea și footprint-ul în piață. Din ce sector va fi următoarea achiziție? IT, desigur. Interesul nostru este, așa cum am zis, în zona de health, insurance, telco și smart. Ne uităm la companii care să fie complementare cu activitatea noastră și răspunsul la întrebarea InnoByte va rămâne autonom. În momentul de față, discuțiile pe care le avem cu partenerii noștri din InnoByte este că InnoByte este autonom și va rămâne autonom. Dacă decizia de business peste un an, peste 2 ani de zile va presupune un alt mecanism sau altă abordare, o vom analiza la momentul respectiv împreună și vom lua decizia cea mai bună pentru toată lumea. Ok. O întrebare, Cătălin, pentru tine, omul de business, mai degrabă decât pentru tine, CEO-ul Life is Hard. În ce măsură despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană, celebrul Brexit, a influențat afacerile firmelor românești? Pe voi v-a impactat, de exemplu, la Life is Hard, această ieșire a UK-ului din UE? Nu, pe noi nu ne-a impactat. Nu am cifre la dispoziție acum, dar cred că impactul este și ar trebui să fie raportat la schimburile economice care există între Marea Britanie și România în toată perioada pre-exit și să vedem care a fost impactul cifrelor respective în tot mediul economic, și ar însemna o scădere cu 5, 10, 15, 20% din cifrelor respective. O explicație așa din stomac de antreprenori, dar fără să fie documentată în momentul de față, îmi spune că, de fapt, companiile din România au fost afectate într-o măsură relativ mică, raportat la întreg mediul economic. Aia nu înseamnă că una sau alte, o industrie sau alta, nu a putut să aibă un impact mai mare sau o pierdere mai mare. Dar, overall, cred că impactul a fost relativ mic. Ok. O ultimă întrebare, cel puțin până acum. Dacă mai aveți întrebări pentru Cătălin Chiș, vă rog, acum este momentul să ni-l adresați. Ce părere ai despre faptul că companii mari precum Apple, Walmart sau Google se orientează spre integrarea plăților cu criptomonede? Este plata prin criptomonede o idee de viitor și pentru Life is Hard? Nu cred că am un răspuns pregătit în momentul de față să vă zic pentru Life is Hard dacă este sau nu este oportună. Chiar pe termen foarte, foarte scurt, nu am niciun răspuns în momentul de față. Din perspectiva personală a antreprenorului Cătălin Chiș, pot să vă zic că în ultima vreme, citind un pic mai mult despre subiect și văzând curentele care apar în piață din toate direcțiile, atât la nivel de stat, cât la nivel de companii și de business-uri, a început să fie un domeniu care să mă intereseze și să fie interesant. Pe cale de consecință, fiului meu de 14 ani i-am dat niște materiale să se studieze despre Elliott Waves, despre șirurile lui Fibonacci, despre criptomonede, bazându-mă pe capacitățile lui de mic geniu matematic, să mă ajute în luarea de decizii pe subiectul acesta de criptomonede și Bitcoin și alte monede care există. Ok, trebuie să spunem totuși că și Apple, și Walmart, și Google, spre deosebire de Life is Hard, cumva un alt tip de profil, ele sunt companii care sunt B2C, business to consumer. Voi, din câte știu, sunteți mai degrabă B2B. Și atunci, în B2B, probabil ar fi mai greu să implementezi plată prin criptomonede, pentru că trebuie să găsești de partea cealaltă o companie, un management care să fie dispus să accepte acest tip de plăți.
Dacă ne uităm în perspectivă și pe trenduri, până la urmă orice ar putea să fie posibil. Pe termen scurt, puțin probabil. Iar clienții Lucky Sard, preponderent, nu preponderent, că 99,99% sunt B2B. Ok. Mulțumesc mult, Cătălin Chiș, pentru prezența în această seară la The Power Table. Sper că am reușit să îi lămurim pe acționarii LifeisHard sau pe cei care sunt interesați să cumpere acțiuni la companie. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezența la eveniment și sper să ne auzim și cu altă ocazie în cadrul evenimentului la alte prezentări de rezultate financiare. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație și vă doresc o seară plăcută în continuare. La fel, seară plăcută.